frați și surori, este o harta din partea lui Dumnezeu ca astăzi să stăm din nou la cina Domnului. Este o mare binecuvântare pentru noi, pentru cei care astăzi putem să stăm din nou ca să luăm parte la cina Domnului. Și la aceasta cred că cu toții ar trebui să fim bucuroși și să-i glorificăm pe Dumnezeu. Amin, frate. Mi-a pus Domnul pe inimă câteva lucruri din Isaia 53. De mult timp stau și mă gândesc la ele. De aceea m-am gândit la dimineața aceasta. Ar fi bine să pătrundem și să vedem câteva lucruri pe care mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Stând și privind la cina Domnului. Fiecare om venind în lumea aceasta, născându-se, începe viața cu mari nevoi. Începând de copil și până când trecem în veșnicie, omul este plin de nevoi. În fiecare zi se confruntă cu nevoi, nevoi și nevoi. Copilul, când se naște, are nevoie de mamă, are nevoie de tată, ca să crească, să dea mâncare și să reduce. Astfel, toți oamenii născuți din femeie se nasc cu multe și multe nevoi în lumea aceasta. Având așa de mari nevoi, vom vedea în ziua aceasta că oamenii singuri nu sunt în stare să-și rezolve aceste nevoi, nu sunt în stare să-și satisfacă aceste nevoi, nu sunt în stare să-și le rezolve ei singuri și nevoile care vin peste omenire și peste fiecare om de când se naște și până când merge în veșnicie, omul nu este capabil să-și le rezolve singur. De aceea, Dumnezeu, în planul Său măreț, nemărginit de mare, a gândit, a programat, a făcut ca cineva să rezolve toate problemele omului, toate nevoile omului, prin care el trece de când se naște și până când moare. Acest plan măreț al lui Dumnezeu îl descopere oamenilor, însă oamenii ar trebui să ia seama la el. Oamenii ar trebui să se gândească la acest plan măreț al lui Dumnezeu, că Dumnezeu a programat pe Iisus, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să împlinească nevoile tuturor oamenilor. Orice nevoie care există în lumea aceasta, cel mai bine, nu rezolvă niciun om, nu rezolvă nimeni decât Fiul lui Dumnezeu. La aceasta, frate și soră, ar trebui să spunem din toată inima, slăbiți să fie Domnul. Amin. Ar trebui să ne topeșim și să ne smerim înaintea Domnului și să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-L înălțăm pentru un plan măreț al lui Dumnezeu, ca a trimis pe singurul lui Fiul, ca nimeni să-L viață sau ne cuvântul lui Dumnezeu, și toți să aibă viață veșnică. Însă, problema cea mai mare pe care oamenii o întâlnesc și care nu vreau ca problemele lor să fie rezolvate, este că ei nu vor să le cunoască. Și aceasta este o mare problemă cu care oamenii se confruntă. Această problemă este că oamenii nu vor să le cunoască, sunt atât de orgolioși în inima lor și nu recunosc că și ei, în fiecare zi, au nevoie ca cineva să le satisfacă nevoile lor. Au nevoie ca cineva să le acopere problemele lor, ca cineva să le rezolvă orice situație, orice problemă și ei nu recunosc lucrul acesta. Am citit o carte de la bibliotecă și un păstor a avut un mare accident și toți frații din biserică au fost dispuși
să-l ajute și să facă tot ce pot pentru păstorul lor. Însă păstorul, ca orice om, ca orice om de pe pământ, de câte ori vizita cineva și vă întreba, ce-aș putea să fac pentru tine? Să alin durerea ta. El nu putea face absolut nimic, era așa de strobit, de accident, că nu putea să ridice nici mâinile, nici picioare, nu putea să facă absolut nimic. Și el refuza pe toți și spune, nu am nevoie de nimic, îți mulțumesc, m-a vizitat. Omul acesta, într-o mare zi, și-a dat seama că el este dependent de cei care îl înconjoară. Este dependent de cei care au grijă de el. Și a revenit. Și oricine venea în vizită la el, dacă îl întreba, dacă are nevoie de ceva, sau îl poate ajuta cu ceva, se deschidea înaintea omului și spunea păsul lui și că el are nevoie, indiferent de ce era, de un pahar de apă, de un suc, de o revistă sau de o carte să citească ceva. Așa sunt toți oamenii înaintea lui Dumnezeu. Oamenilor le este greu să recunoască că în viața aceasta au nevoie de cineva. Au nevoie ca cineva să-i ajute, au nevoie ca cineva să le rezolve problemele lor, au nevoie ca cineva să le ierte păcatele, au nevoie ca cineva să-i reabiliteze. Și în ziua aceasta mi-am propus câteva lucruri și câteva nevoi mari. Desigur, nu le-am putut cuprinde pe toate din Isaia, sunt multe, dar mi-am propus câteva nevoi pe care noi, oamenii, singuri, nu o să nu le putem rezolva niciodată. Și obligatoriu este nevoie de cineva care să ne înțeleagă, de cineva care să se plece spre noi și să ne rezolve problemele. Însă aceasta depinde de noi. Aceasta depinde de mine, dacă eu mă deschid înaintea Lui și accept ca El să mă ajute și să rezolve problemele mele. Am început intenționat cu versetul 4, unde spune așa, totuși este vorba despre Iisus Hristos. Totuși El, Fiul lui Dumnezeu, spune Cuvântul lui Dumnezeu, El suferințele noastre le-a purtat. Frați și surori, nu știu dacă este nevoie să spun această întrebare. Credeți că singuri veți reuși să înfruntați suferințele și problemele care vor veni și care vin în viața dumneavoastră? Este adevărat faptul că noi avem nevoie de cineva care să ne înțeleagă și să acopere suferințele noastre? Da. Și când vin la cina Domnului, mă uit înaintea Domnului și recunosc că eu am nevoie ca cineva să mă acopere suferințele mele, durerile mele, necazurile mele, încercările mele. Și acesta nu este altcineva decât Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre nevoi. În Psalmul 90, cu versetul 10, spune că viața omului, deși este până la 70, celor mai tari până la 80 de ani, vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Își trece iute și noi zburăm. Și este numai trudă și necaz și strâmbărare și durere. Oare cine poate să ne rezolve această problemă? Frați și surori, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 10 cu versetul 17, este un cuvânt așa de frumos. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, tu auzi rugăciunea celor ce suferă. Frați și surori, ce faceți când vă confruntați cu această problemă pe care voi nu sunteți în stare să o rezolvați? Amintiți-vă de Psalmul 10 cu versetul 17. Tu, Doamne, auzi rugăciunea celor ce suferă. Slăviți să fie Domnul. Apoi, frați și surori, ceea ce
mai vrea Dumnezeu să înțelegem noi când trecem prin suferință, este să, că El dorește să înțelegem ceva mai mult ca și oameni din lumea aceasta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 5, cu versetul 3 și versetul 14 și versetul 4. Romani 5, 3 și 4. Atunci când noi trecem prin suferință, ce vrea Dumnezeu să înțelegem noi? Ba mai mult, ne bucurăm chiar în cazurile noastre. Că știm că în cazul aduce răbdare, versetul 4. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Frați și surori, spunem noi la aceasta, deci aceasta vrea Dumnezeu să înțelegem noi. Spunem noi la aceasta, slăvit să fie Domnul, căci aceasta vrea Domnul să înțelegem atunci când trecem prin suferință, prin încercare, ca să avem nădejde în El. Cel de al doilea, cea de-a doua nevoie pe care noi, oamenii, trăind în viața aceasta, nu o putem rezolva, este în versetul 5, care spune așa, dar El, Domnul Iisus Hristos, a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărbele legile noastre. A doua nevoie pe care vrea Dumnezeu și care noi nu putem să ne rezolvăm și vrea Dumnezeu să ne rezolve prin Domnul Iisus Hristos, este nevoia de a fi iertați de păcatele noastre. Care dintre dumneavoastră ați considerat că trăiți în neprihănire și fără să fi greșit prin în lumea aceasta și fără să aveți nevoie ca să fiți iertați de Dumnezeu? Eu cred că niciunul. Ba mai mult, cuvântul lui Dumnezeu spune că sângele berbecilor și a taurilor nu a fost suficient ca să șteargă păcatele. Și atunci reiese din aceasta că fiecare dintre noi avem nevoie de iertarea păcatelor. Toți oamenii au această nevoie. În Psalmul 51, cu versetul 5, vă amintiți cu toți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, psalmistul David spune că în nelegiuire și în păcat m-a zămislit cu mama mea. Dar Tu, Doamne, ce care prihănirea, ca adevărul să lovească în inima mea. Iată, frați și surori, că noi, fie că vrem, fie că nu vrem, suntem din firea noastră, din naștere, suntem oameni care greșim și automat avem nevoie mare ca cineva să ne ierte, ca cineva să ne spele păcatele noastre, să ne curățească păcatele noastre. Și acesta nu este altcineva, pentru că nu se găsește nicăieri și la nimeni un nume mai frumos decât acesta care poate să ierte, este Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 1, cu versetul 7, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin sângele Lui, versetul 1, în Efeseni 1, cu 7, avem iertarea păcatelor, în El avem răscumpărarea și sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Frați și surori, când venim la cina Domnului, ne amintim că avem această mare nevoie ca cineva să ne ierte. Și aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 1 cu 7, că răscumpărarea și iertarea este numai prin sângele Lui. Ce mare har, spune cuvântul lui Dumnezeu, după bogățiile Harului Său. Ce mare har a avut Dumnezeu pentru noi, nu este așa? Ne amintim noi, când venim la cina Domnului, că aici găsim iertare pentru păcatele noastre. Slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 16 și 17, două versete atât de frumoase, despre legământul pe care Dumnezeu vrea să facă cu noi, cu privire la păcatele pe care noi le facem. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Adaugă și versetul 16. Iată legământul pe care voi face cu ei după acele zile. Și versetul 17. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de legile lor. Slăvit să fie Domnul. Când vine la cina Domnului, mă amintesc și mă gândesc că eu am fost păcătos și Domnul vrea să șteargă toate fărădelegile și face un legământ cu mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele care niciodată. Ce Dumnezeu minunat, ce Dumnezeu bun, pentru că El ne iartă
păcatele noastre. Cea de-a treia nevoie pe care noi oamenii o avem și nu putem să ne satisfacem singuri, este nevoia de pace. Tot în versetul 5, în continuare, spune: pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Frați și surori, toți oamenii, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 57, cu versetul 21, arată acolo că, de fapt, oamenii răi, oamenii fără Dumnezeu, sunt acei care nu au pace. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, în capitolul 57, cu versetul 21. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Așa este. În lumea aceasta, orice om fără Dumnezeu nu are pace. Însă, slăvit să fie Dumnezeu pentru că a rânduit pe Iisus Hristos, care El ne-a făcut nouă promisiune. Și amintiți-vă de versetul din Ioan 14, cu 27, unde spune așa, înainte de a merge, atunci când îmbărbătează ucenicii, spune Cuvântul lui Dumnezeu: veniți la mine, eu vă dau pacea, dar nu cum o dă lumea. Ca să nu vi se tulbure inima și să fiți niște oameni plini de pace, ca să spună Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, venim la Dumnezeu prin Iisus Hristos, noi găsim pace și putem să avem satisfăcută această nevoie de pace. Când vin la cina Domnului, îmi amintesc că aici este locul în care găsesc pace, în care găsesc liniște. Eu mă culc și adorm în pace și în liniște, pentru că știu, Doamne, îmi dai liniște în odăița mea. Această liniște, această pace, nu este capabil nimeni să-ți dă decât Fiul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul, pentru că El a acoperit această mare nevoie a mea și a Domnului tale de a avea pace cu El. A patra nevoie pe care eu, ca om trăind în lumea aceasta, o am, spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6, așa: noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare își vedea drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiurile noastre. Toți, fără Dumnezeu, suntem niște oameni pierduți. Suntem niște oameni care rătăcim în lumea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă acest lucru în 1 Petru, capitolul 2, versetul 24 și versetul 25, care vă atăpăți până ce versetul 24 și 25 din 1 Petru, capitolul 2. Noi, spune Cuvântul lui Dumnezeu, El a purtat păcatele noastre, păcatul nostru în lucru trecut să repelem, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru Dumnezeu. Prin rămile Lui a fost indicat și versetul 25, căci erați, fiecare dintre noi, erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Spune la aceasta, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, fără Dumnezeu, toți din lumea aceasta sunt niște oameni care rătăcesc, ca niște oi pierdute. Însă, venim la Fiul lui Dumnezeu, găsim în El, găsim în moartea Lui iertare, găsim în moartea Lui reabilitarea pe care noi am avut mare nevoie. În Efeseni, capitolul 2, cu versetul 13, de asemenea arată Cuvântul lui Dumnezeu, erați departe, în Efeseni 2, cu 13, dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Ce mare har pentru noi! Noi eram departe de legământele lui Dumnezeu, dar prin sângele lui Iisus Hristos ne-am apropiat de El. Atunci, când venim la cina Domnului, ne amintim de lucrul acesta, că noi eram niște oameni rătăciți în lumea aceasta, eram niște oameni pierduți, eram niște oameni abandonați, însă El a venit, ne-a căutat și ne-a găsit pe fiecare, dacă noi răspundem chemării care El ne-o face și El pune în noi
această reabilitare și suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. În Matei 11:11 spune Fiul omului a venit pentru cei pierduți, ca să-i găsească și să-i aducă înapoi în prezența lui Dumnezeu. În versetul 11 spune așa: va vedea robul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Frați și surori, al cincelea nevoie pe care noi avem înaintea lui Dumnezeu și nu putem să ne satisfacem noi singuri, este să fim puși într-o stare după voia lui Dumnezeu. Singuri, nici unul dintre noi nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu, nu putem să fim într-o stare plăcută lui Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu, decât prin Iisus Hristos. De aceea a fost nevoie ca cineva să vină, să rezolve și această problemă importantă, această nevoie de a fi într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. În Romani, în capitolul 3, cu versetul 23, vă amintiți ce spune acolo. Toți au păcătuit, spune cuvântul lui Dumnezeu, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciun om nu este bun și într-o stare plăcută și bună înaintea lui Dumnezeu. Însă, în Romani, în capitolul 5, cu versetul 10, aici ne arată că noi am fost împăcați cu Dumnezeu și am fost reabilitați din nou. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci atunci, când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu. Prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, ce har mare pentru noi când venim la cina Domnului, ne amintim de aceste lucruri importante. Ne amintim de această nevoie pe care noi nu am putut să ne satisfacem singuri, de a fi din nou plăcuți înaintea lui Dumnezeu, de a fi puși într-o stare după voia lui Dumnezeu. Această nevoie El singur nu o poate rezolva, slăvit să fie Domnul. În Luca, în 15:21-24, este pilda fiului risipitor și acolo fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Vedem aici, frați și surori, în versetul 21, că problema pe care am spus-o de la început este la noi. Dacă recunoaștem că avem nevoie de El, putem să fim reabilitați, putem să fim iertați, putem să găsim rezolvare la orice problemă prin care noi trecem. Acest fiu risipitor și-a amintit că El poate să fie restabilit în casa Tatălui Său și s-a proșternut înaintea Tatălui și și-a cerut iertare. Și a spus că nu merit să mai numesc fiul tău. Ce bine ar fi dacă noi ne-am amintit întotdeauna că putem să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu, doar prin Iisus Hristos. Cea de-a șasea nevoie pe care noi avem și nu ne putem satisface singur, frați și surori, este că am avut nevoie ca cineva să se face pentru noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12, ultima parte. Și s-a rugat pentru cei vinovați. Frați și surori, ne amintim cu toți pe Domnul Iisus Hristos. În viața care a trăit-o pe pământ, s-a rugat pentru mulți oameni. Mă întreb eu, avem și noi nevoie de rugăciunea lui Iisus Hristos pentru noi? Pentru fiecare dintre noi? Eu cred că da. Este o nevoie pe care noi singuri nu ne putem rezolva. Este o nevoie pe care noi singuri nu ne putem satisface. Amintiți-vă și în rugăciunea din Ioan 17. Faptul că biserica este de atunci și până acum este că Hristos s-a rugat pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare ucenic s-a rugat și a spus: Doamne, păstrează-i una în tine. Apoi, frați și surori, ne amintim în Ioan 5:24, când diavolul
îi cere pe ucenici să-i cearnă ca grâul. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în ceea ce m-a trimis, are viață veșnică. Am greșit versetul. Este versetul din Luca 22 cu 31 și 32. Satana v-a cerut să vă ceară, spune cuvântul lui Dumnezeu la voi. Însă, face o afirmație la Petru. Eu m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu te pierzi. Frați și surori, eu cred și văd o mare nevoie ca Domnul să stea lângă fiecare dintre noi, să se roage pentru fiecare dintre noi. Și Domnul o face bucuros pentru fiecare dintre noi. Această nevoie noi nu ne putem primi singuri. Cea de a șaptea nevoie pe care noi o avem este nevoia de a scăpa de moarte. În versetul 8 din Isaia 53 și în versetul 12 spune așa: de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. În cuvântul lui Dumnezeu găsim scris, frați și surori, în Romani, capitolul 5, cu versetul 12 și în versetul 17, că moartea este cea care a trecut de la începutul lumii, a trecut peste toți oamenii. Și de la început și până la sfârșit, niciun om nu scapă de această moarte, decât printr-un singur remediu, care este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, trăim în viața aceasta. Trebuie să ne dăm viața. Trebuie să ne dăm seama că la sfârșitul vieții ne cheamă Dumnezeu. Și va trebui să dăm să putem. Fie că vrem, fie că nu vrem, noi fiecare vom muri. Cum vom confrunta această situație? Avem mare nevoie ca cineva să ne scape de ea. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în capitolul 5, cu versetul 24. Este chiar Iisus Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată și a trecut din moarte la viață. Frați și surori, ne vom confrunta și cu această nevoie. Și dacă nu ne încredem în Dumnezeu și nu ne punem toată nădejdea în El, nu vom scăpa de ea. Însă, dacă ne încredem în Dumnezeu, ne punem toată nădejdea în El și îl ascultăm și trăim o viață de neprihanire, atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că trecem din moarte la viață, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, trăim în lumea aceasta. Avem mari nevoie. Trebuie să ne amintim când venim aici, că toate nevoile noastre sunt sub privirile lui Dumnezeu. El este dispus. El vrea să ne ajute. El poate să ne ajute. Știm noi să venim înaintea Domnului cu toate nevoile noastre, ca El să ne le rezolve, ca El să ne scape de toate lucrurile, ca El să ne scape de toate nevoile noastre. În El și prin El vom fi, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât biruitori. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta.